Bună, dragilor! Eu sunt Ioana, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face unboxing la acest frumos joc numit Baba Yaga. Eu l-am comandat de pe platforma eMAG, însă jocul propriu-zis este de la cei de la Lex Games. L-am prins la o super, super reducere, la doar 41 de lei și 65 de bănuți, având în vedere că pe alte site-uri ajunge chiar și la 150 de lei. Și nu exagerez când zic asta, puteți să dați și voi un search pe Google ca să vedeți. Am plătit și 15 lei transportul, pentru că suma era mică, dar nu m-a deranjat. Total, cu transport, am plătit pe acest joculeț 56 de lei și 65 de bănuți, ceea ce e super. Și jocul se prezintă așa. Vine sub formă de carte, poate fi ușor pus în bibliotecă, de ce nu? Și îmi place foarte mult faptul că este intact ambalajul, vine țiplat. Însă voi da țipla acum jos. Îmi cer scuze pentru voce. Răgușesc încet. Da, și este o țiplă foarte, foarte rezistentă. Da, și eu am reușit să vă și mișc. Ok, cam așa se prezintă cutia jocului Baba Yaga, ferește-te de vrăjitoare. Este o întreagă colecție, acesta este volumul 2. Eu am și un alt volum. Intenționez, ele sunt 4 în total, intenționez să mi le achiziționez pe rând pe toate 4 pentru a putea întregi colecția, să zic așa. Are și basmul în interiorul cutiei, basme și jocuri. Cam așa se prezintă fața cutiei și așa se prezintă spatele cutiei. Este un joc dedicat copiilor cu vârsta de 6 ani plus. Poate fi jucat între minim 2 persoane și maxim 5 persoane și un joc ține minim în 15 minute. Este un joc de observație și viteză pentru toată familia, mai multe nivele de dificultate pentru toate vârstele. Și, cum vă spuneam, are și basmul inclus. Iar aici sunt componentele jocului. Una bucată Baba Yaga, 20 de cărți și 27 de jetoane. Bun. Cutia este dintr-un material foarte, foarte bun și este magnetică. Da? Deci așa se prezintă. Ok. Odată ce am deschis cutia, aici vedem din nou componentele jocului, ceea ce e super. Și aici avem basmul Baba Yaga, unde este prezentată povestea cu mici ilustrații. Asta dacă aveți copilași mai mici, le puteți oferi și acest mic cadou. Regulile jocului, care la fel sunt prezentate foarte frumos pe o hârtie din aceasta colorată, lucioasă, foarte calitativă. Acest joc îl mai am eu, cei 3 purceluși, este nivelul 1 sau mă rog, și acesta este 2. Urmează să iau 3 și 4. Ok. Și aici sunt deja cartoanele acelea cu jetoanele acelea care sunt foarte mari. Ceea ce mă uimește, eu nu știu de ce îmi imaginam acestea. Îmi imaginam să fie cam așa. Dar sunt foarte mari și sunt super, super calitative. Priviți și voi cât de gros este un astfel de jeton. Deci este dintr-un carton super. Acestea se desprind. Aici este și Baba Yaga propriu-zisă. Da? Deci priviți și voi cât de calitativ este acest carton.
nu prea vrea să pună focus ca să vedeți cât de gros este, însă vă asigur că este foarte gros, da, se poate auzi și foarte calitativ, wow! Aici sunt mai multe planșe din acestea cu diverse ilustrații. Ilustrațiile sunt față și verso, fiecare semnificând ceva anume. Abia aștept să joc și acest joc. Mai apoi voi vedea dacă este dedicat neapărat copiilor sau poate fi jucat și de adulți, după cum spun și ei în descriere. Vedem că sunt câteva jetoane care au față verso doar pe Baba Yaga, însă sunt și jetoane cu diverse acțiuni sau animale, hrană și așa mai departe. Wow, și cutia vine foarte drăguț structurată. Foarte, foarte drăguț. Aici este Baba Yaga sub formă de păpuși din acele matrușca, dacă știți cum sunt acelea rusești. De fapt, Baba Yaga este și o poveste rusească, din câte mi-amintesc eu. Ok. Este un pion, practic zis, dintr-un lemn. Da, este din lemn și este foarte tare. Ok, și aici mai avem cărțile de joc, care vin așa într-un pliculeț din acesta, care poate fi reutilizat la o adică. Da. Așa se prezintă cărțile, cu diverse acțiuni. Spatele este la fel, unde e prezentată Baba Yaga. Ok, foarte tare. Observ că are aici loc pentru Baba Yaga și aici loc pentru aceste jetoane în momentul în care le desprindem pentru a le putea aranja foarte, foarte frumos. Ceea ce e super wow. Foarte tare. Deci, cutia este magnetică. Mă super încântă această ediție de jocuri. Dragilor, cam acesta a fost și unboxing-ul jocului Baba Yaga. Eu sper din suflet că v-a făcut plăcere să urmăriți și acest gen de clip pe canalul meu. Sunt foarte curioasă, aveți careva dintre voi acest joc sau mai exact această colecție, pentru că vă spuneam, sunt 4 la număr. Eu momentan le am pe primele două, cel cu purcelușii și acesta. Însă intenționez în viitor să îmi achiziționez și celelalte două joculețe pentru a întregi colecția. Sunt curioasă dacă îl aveți, dacă l-ați jucat sau dacă intenționați să îl cumpărați și de ce nu să vă jucați și voi. Aștept să mă țineți la curent în comentarii și rămâne să ne reauzim la un nou clip. V-am pupăcit și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!